În acest an, câteva sute de petrileni vor fi scutiți de la plata impozitelor pe clădirea de domiciliu și pe terenul aferent acesteia. Este vorba despre cei care au împlinit 65 de ani și au venituri maxime de 750 de lei pe membru de familie. Alte 5 persoane infestate cu HIV sau care au în îngrijire persoane infestate HIV vor fi și ele scutite de plata impozitului pe locuința de domiciliu. Noi ne dorim ca într-un viitor cât mai apropiat să putem scuti toate persoanele care au împlinit 65 de ani fără niciun plafon, dar așa cum spuneam, trebuie să avem grijă și de bugetul local, pentru că, după cum se știe, se vede, în orașul Petrila sunt foarte multe lucrări în derulare și toate aceste lucrări au și o cofinanțare care merge de la un minim de 2% până către 40%, și așadar va trebui tot în beneficiul cetățenilor orașului Petrila să susținem și aceste proiecte. A doua categorie despre care spuneam că vom vorbi este vorba despre 5 persoane care sunt luate în evidența Centrului de Asistență și Protecție Socială de pe raza orașului nostru, și cele 5 persoane care sunt depistate cu virusul HIV sau au în întreținere copii cu virusul HIV, prin hotărâre de Consiliul Local am hotărât să fie scutite de la plata impozitului pe locuință. În total, circa 400 de cetățeni domiciliați în orașul din estul Văijiului vor scăpa de achitarea dărilor locale în acest an. Petrila are în prezent circa 25.000 de locuitori.